O avem alături de noi pe doamna Ana Maria Paraschiv, reprezentanta companiei Valahia, da? Edihului Valahia e-Hub. Edihului Valahia e-Hub. E-Hub. Bună ziua, bine ați venit la noi, la acest interviu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. În primul rând, v-am rugat eu înaintea interviului să ne traduceți și nouă cu ce vă ocupați. E-Hub, Valahia e-Hub. Valahia e-Hub este un European Digital Innovation Hub, este un hub european de inovare digitală. Da. Acest E reprezintă European, reprezintă faptul că am primit finanțare din partea Comisiei Europene. Suntem acreditați. Acreditare este un cuvânt destul de greu pentru acest, dar am primit parteneriatul Comisiei Europene de a presta servicii către instituții private și către instituții publice. Rolul edihurilor este acela de a facilita procesul acesta de digitalizare al firmelor și al altor instituții, printre care instituțiile publice. Iar la nivelul Uniunii Europene sunt finanțate mai multe edihuri, sunt 170 și ceva sau 150 ceva de edihuri finanțate în acest moment. Și mai este de la noi din țară, din toată Europa. Din toată Europa. În România sunt 7 edihuri finanțate de către Comisia Europeană. Bun. Ce reprezintă această finanțare, da, oferită de Uniunea Europeană către edihuri? Este important de spus că aceste edihuri au primit 50% cotă de finanțare din partea Comisiei Europene. Diferența de 50% este acoperită din alte programe tip sinergie. În România, diferența de 50% este asigurată prin programul POCIDIF. Practic, edihurile au primit o finanțare totală de 100%, care ajunge în mod direct la beneficiar. Adică noi nu rămânem cu banii, noi transformăm această finanțare pe care o primim în servicii de digitalizare pentru beneficiar. Și poate dacă vă enumăr câteva servicii, înțelegeți mai bine. În general, procesul începe cu un audit de maturitate digitală, adică evaluăm care este nivelul de maturitate digitală al celui care aplică pe aceste finanțări ale noastre. În funcție de nivelul de maturitate digitală, identificăm care sunt nevoile beneficiarului în ceea ce privește testarea înainte de a investi. De exemplu, sunt foarte multe firme care dezvoltă prototipuri sau care au o idee de cercetare sau de a dezvolta anumite produse sau servicii inovative, dar le lipsește infrastructura de a testa. Și atunci, pentru a ne asigura că ajungem la un prototip valid, noi punem la dispoziție infrastructura pe care edihul o are, astfel încât beneficiarul să-și testeze acest prototip. Este doar un exemplu. Ulterior, tot prin serviciile din EDIH, noi putem identifica surse de finanțare și să-l ajutăm, să-l consiliem în scrierea proiectului și în accesarea finanțării nerambursabile. Care sunt costurile celui clientului față de dumneavoastră pentru un astfel de proiect? Tocmai această finanțare totală de 100%, care este 50% din programul european, 50% din POCIDIF, asigură o gratuitate care ajunge la beneficiar. Această gratuitate este sub titlul de ajutor de stat, dar firmele sau apeleurile nu plătesc nimic. Ele firmele prin ajutorul de stat și apeleurile prin celelalte programe primesc aceste servicii cu titlu gratuit. Există fiecare edic și a lansat sau este în curs de lansare a apelurilor, la fel ca orice altă formă de finanțare, noi lansăm aceste apeluri. Ele se înscriu în cadrul apelului respectiv, evident completând documentele necesare și alegându-și fie pachete de servicii, fie servicii individuale, cum sunt cele de training, consultanță pentru digitalizare, acces la finanțare, test before invest, networking and matchmaking, de asemenea, prin aceste edicuri au acces la, sunt facilitate aceste interacțiuni între investitori și firmele private. Deci, accesul la finanțare poate fi atât prin fonduri nerambursabile, cât și prin investitori, acces la investitori. Să înțelegem că există cu ce se poate informații de asemenea, dacă știm unde să adresăm întrebările, putem primi informațiile necesare. Da. Doar
să fie deschidere către implementarea acestui sistem. Informația este destul de simplu de aflat. Sunt convinsă că dacă veți da o căutare simplă pe Google Search, dacă nu identificați DIH-ul din regiunea respectivă, pentru că fiecare regiune de dezvoltare a României are un anumit DIH finanțat, puteți căuta efectiv pe Google European Digital Innovation Hub și veți fi direcționați către diverse pagini ale EDIH-urilor. În general, dacă sunteți dintr-o anumită regiune, recomandăm să apelați la EDIH-ul finanțat din regiunea de care aparțineți, pentru că mai mult decât atât, rețeaua EDIH-urilor, atât la nivel național cât și la nivel european, funcționează pe principiul colaborării. Dacă noi în cadrul EDIH-ului nostru nu avem anumite servicii de care beneficiarul are nevoie, îl redirecționăm noi către un alt EDIH care îi răspunde punctual atât național cât și internațional. Foarte frumos, foarte frumos. Vă mulțumim tare mult pentru acest interviu.